Mi-ați făcut o prezentare de parcă aș candida la președinția Statelor Unite. Și eu nu sunt decât un puric. Am zis că nu pot să ajung președinte, că nu se poate striga purii, purii și poporul. Ce inițiativă frumoasă și așa, în contra curentului. Asta e bine, pentru că un popor nu... Emil Racoviță spunea că specia care se adaptează tot timpul are toate datele să iasă din istorie. Mă bucur că nu vă adaptați. Există un soi de încăpățânare creștină care ne unește pe toți și care pe sine presupune o altă lume. Subiectul unitate națională și în identitate creștină. Păi da, da, și cuvântul națiune și creștin, și sau mai bine zis, aceste dimensiuni sufletești au fost scoase din dicționarul politic contemporan. Au fost extrase. Ușor, lent. Și atunci ideea de progres astăzi este fără de Dumnezeu și fără de neam. Și nu știu de ce m-am gândit că un budist, un maestru budist acum, știu și-o, 2400 de ani, încăleca pe măgar și mergea invers. Și l-a întrebat unul, de ce mergi invers? Și că îl las pe el să progreseze. Și atunci privim și noi înapoi, că avem cu cine mândri. Te cutremură să vezi că o minune de om ca Ion Raciu, în prim proces al memorandiștilor, s-a sculat și le-a zis, păi dumneavoastră aici discutați despre existența unui popor, dar existența unui popor nu se discută, se afirmă. Gena aia de român extraordinară e salvatoare pentru noi. Cât mai puține discuții și cât mai multe afirmații. De fapt, tot așa trec prin minte tot felul de asociații, m-a întrebat unul de ce dau prea multe citate. Zic, pentru că sunt mai deștepți decât mine aia. Lao Tzu zicea că în cetatea în care se discută mult despre virtute, înseamnă că ea nu mai există. Și atunci, actul acesta de criză, că noi suntem aici să discutăm despre aceste două elemente care ne-au dat nu rezistență politică, ci dăinuire, înseamnă nu numai țara, lumea este în criză. Gândiți-vă dumneavoastră dacă ar trăi acum Paul Valéry, care a fost o inimă a Europei și a spus că Europa, rădăcinile civilizației europene sunt formate din civilizația greacă, dreptul roman și credința creștină. Și ăștia au luat-o invers. Cum să le scoți? Iar la poporul român, ei nu știu că neamul, limba și credința sunt concrescute. N-ai cum să le scoți. Deja am asistat cu toții cu durere în suflet la o compromitere a ceea ce în fond nu se poate compromite, că nu poți să bagi în spațiul legislativ și să discuți constituțional taina unui popor. Identitatea bunii mei prieteni face parte din taina fiecare dintre noi și taina unui neam. Până să fie o națiune, noi am fost un neam. Neamul este acel ceva care nu se poate defini, că dacă îl definești, îți distrugi zborul tău către infinit. El este. El nu se definește. El doar se manifestă. Dacă v-aș face o scurtă, ieri noapte mi-am bătut capul ca să strâng așa o mică istorie a ideii de națiune, cu toate că există națiuni antice, cum ar fi cea armeană sau Israelul, și există națiuni medievale, ca Anglia, Franța. Noi n-am avut timp de națiune, decât acum 100 de ani. Dar am avut tot timpul. Timp. Pentru neam. Pe la 1823, părintele istoriografiei germane, Leopold von Ranke, fiți atenți cum spunea, că națiunile sunt gândurile lui Dumnezeu. Dom'le, fii prea germană. Gândurile lui Dumnezeu sunt energii morale. Renan, pe la 1882, când l-au chemat la Sorbona, a avut un discurs teribil, qu'est-ce qu'une nation? A zis, o națiune este o conștiință morală, este un principiu spiritual și este un suflet, este un plebiscit de fiecare zi. Omul nu este o improvizație a lumii și nici națiunea nu este. Ei credeau, era un suflu extraordinar. Dacă te duci în, noi vorbim de o Europa de astăzi, dacă te duci la Herder,
El spunea că sunt energii, energii vii, crafte. Așa se naște un suflet colectiv. Noi, neamul românesc, suntem un suflet colectiv. Neamul polonez este un suflet colectiv. Neamul evreiesc este un suflet colectiv. Vorbea de nașterea suflet energie prin acele crafte, energii. Fichte vorbea că limba ne creează între noi legături invizibile. Ce ziceți dumneavoastră dacă îl vedeți pe Herder la Bruxelles să zică cei care sunt în aceeași limbă, în aceeași credință, în aceeași mentalitate și în aceeași cultură, nu trebuie să fie uniți, forțați cu alții din Europa. Și atunci vedem un mers invers și pe de altă parte o atitudine normală pe care dumneavoastră o aveți aici. Dintr-o dată s-a întâmplat o deraiere în istoria acestei, gândiți-vă că acum 100 de ani Ionelice Brătianu zicea o națiune înseamnă o conștiință națională. Cât valorează una, valorează și cealaltă. Conștiința a ceea ce ești și hotărârea fermă de a fi. Aceasta este puterea unui neam. După felul cum se manifestă, el își așează rostul și rolul lui în lume. Ionel I.C. Brătianu. Și dintr-o dată apare un domn cu barbă, doi erau, că pe semnă unul dicta, altul scria, Marx și Engels, și Marx spune așa, și să vă rog să fiți foarte atenți, pentru că noi acum suntem victimele acestei mentalități incubate încet, cu bani grei, în universități, în școli și mai ales în bietul tineret al nostru. Națiunea nu este ceea ce credeți dumneavoastră, este un produs al unui proces istoric, social și economic și va dispare cu odată cu acest proces. Și m-am gândit că cei 217.000 de soldați care au intrat acum 100 de ani sub pământ, ca noi să fim liberi și demni, au luptat pentru un produs. Când lupți pentru un produs, dispare ideea de jertfă, este sinuciderea în masă. Asta a produs domnul Marx. Ca noi să credem că suntem rezultatul unui produs. Spuneți-i dumneavoastră, treziți-l din gura pe țăranul ăla și spuneți-i că el a luptat pentru un produs. Și atunci o să vedeți o diferență de genă. O să vedeți că dincolo era omul fără de Dumnezeu. Niciun neam de pe suprafața pământului nu o să spună despre sine că este un produs, ci numai cei care urăsc neamurile. În fața acestei avalanșe și acestui inamic invizibil, trebuie să ne adunăm toate forțele. E un moment de mare încercare pentru poporul român. Este un moment în care vom dăinui sau vom pieri. Este un moment de răscruce. România face parte din Europa dintotdeauna a făcut. Prin 1929, mare profesor Nae Ionescu spunea în istoria logicei că Occidentul întotdeauna a vrut să cucerească Universul. Noi răsăritul doar l-am pătimit. A pătimi nu înseamnă a fi distrus de istorie, ci înseamnă a te înălța spre Dumnezeu. Că numai bunul Dumnezeu, Iisus, ne-a învățat ce înseamnă a pătimi fără de patimă. Nu mi-aduc aminte să fi spus în timp ce cărea crucea un blestem. Și a spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Am putea să ne îndreptăm spre această lume care vine spre noi cu toată forța hristică și să le spunem, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Dar să nu renunțăm la această cruce pe care ne-a dat-o Dumnezeu și să o ducem. Să nu uităm că istoria popoarelor care au intrat sub comunism a fost o golgotă. Pe golgota aceasta urcăm în continuare. M-am gândit că trebuie să fie resurse în acest neam extraordinare. Citadela cea mai puternic creștină din Europa a rămas România. Faptul că noi suntem aici dinpreună toate cultele religioase denunță o fiziologie creștină extraordinară. Îmi aduc aminte că în clipa în care am intrat în Dobrogea, majestatea sa, Carol I, nu a spus radeți-i pe musulmani, terminați-i. El a înălțat o moschee. Știți care a fost răspunsul?
A venit primarul din Megidia, care era turc, la Taki Ionescu, care era prim-ministru, și a zis: Efendi, tu la mine dat bani că eu înălțam biserică ortodoxă, estem. Și Efendi Taki Ionescu a zis că n-are bani. Și musulmanul i-a zis: tu creștin nu estem. Și atunci Taki Ionescu a dat bani. După părerea mea, și am zis-o întotdeauna, când cade omul jos, nu-l întrebi: ești ortodox? Că eu ridic numai ortodoxi. Greco-catolici, protestanți, nu ridic. Există o înțelepciune pe care a prins-o foarte bine Simeon Mehedin Soveja și a zis că n-am avut sifilisul războiilor religioase. Ce pământ excepțional este pământul acesta. Nu vă băgați în termenii de toleranță și intoleranță. Sunt niște termeni de altă factură. Creștinul nu este tolerant. Este profund intolerant atunci când îi se atacă Duhul Sfânt. În schimb, este profund îngăduitor. Să îngăduim păcatele lumii acestea, dar să nu le tolerăm o secundă. Vă mulțumesc din suflet.